Vai de capul meu, entitatea nul! În videoclipul de astăzi trebuie să ieșim din casa lui Herobrine, iar acești abonați foarte șmecheri mi-au făcut această hartă ca să... Nu știu ce să fac, să mă sperii, să... Nu știu ce să se întâmple, băi și fete, pe această hartă. Clutter și cu Trilolcious mi-au făcut harta asta, sper că am citit bine numele și sper că le-am pronunțat bine. Mi-am făcut harta asta foarte interesantă cu Escape the Herobrine House. Aparent, harta este făcută în engleză pentru că, din câte mi-a spus el acolo, a zis că nu știa cum să mi-o trimită mie și a făcut-o în engleză. Hai că m-aș și să mai vorbim și noi în română, dacă e. Și pentru că a făcut-o în engleză, credea că o punem pe usa și aia e, dar s-a gândit să mi-o trimită mie. Cred că acesta este skin-ul lui. Sau ăsta-i skin-ul, cred că el e Clutter. El l-a trimis pe Discord. Hai să vedem, fără să trișăm, fără să folosim Game Mode Adventure, ceancurile pe 8, să folosim TikTok, follow on TikTok, that guy Clutter, ok. Să ne dați și lor follow dacă e, să ne dați și nouă follow pe Instagram, pe TikTok, pe toate chestiile. Instagram și TikTok, TikTok-ul este la fel, deci tihata.ganicus pe Instagram, tihata.ganicus pe TikTok. Dați like la videoclipul ăsta, băieți, haideți să nu mai stăm pe gânduri, să începe treaba, dați like și abonați-vă și toate. Jason, capitolul 1, made by Clutter între... Ok, deci apare noi suntem Jason. Cine ești? Bună întrebare, o să vezi. Stai, cred că ar trebui să... Cred că ar trebui să îmi scot ăsta care e cu gunny pack-ul meu. Cred că o să mi-l refac și o să fac unul mai șmecher. Dar în principiu cam ăsta e. Ok, cine ești? Bună întrebare, o să vezi. Task, discover where you are. Deci hai să descoperim unde suntem. Văd sânge pe jos. Văd chestii, dar vorbește o voce. A vorbit cu noi cineva, o voce misterioasă. Adresat o voce misterioasă. Ia mă să vedem ce chestii avem pe aici, pentru că e tot un escape map și ăsta, dacă să luăm așa. Oh, Graveyard House. Hai să mergem la casă. Deci suntem în casă. Oh my god, ce m-am speriat, să-mi trag palme. Survive if you can. Supraviețuiește dacă poți. Uoleo. Cartofii, îi tragem pe dreapta cu mâncarea. Bun, deci mâncarea o tragem pe dreapta. Pe aici vreau să ieși eu din casa asta, vere. Aici nu sunt chestii. Uite, oase. Hopa, avem osici. Cineva a fost putrezit acolo. Cineva a murit și a rămas putrezit prin astea. Hints. Ok, avem o carte cu indicii. Indicii bimbicii. Pe care evident că o să le vedem. Eu am mers așa, hai să vedem. Uite, aici o chestie. Easter egg 2. Sau easter egg 3. Ok. Deci aparent sunt mai multe easter egg-uri. Ia să vedem pe aici. Din câte văd, nu-i nimica. Asta, ia uite că este. Este așa, se deschide la? Nu? Asta s-a deschis asta aici. Să mor eu. S-a deschis asta aici, băieți. E ceva acolo, uite. Alt din ăsta, easter egg 6. Aha. Băieți, sunt răcit, by the way. De-aia poate mi se aude vocea ciudat. Credeți-mă pe cuvânt că sunt răciticus. Ia, dacă dau de ăla... A, ah, wow. Trebuie să văd. Aici s-a mai deschis o altă chestie. Stai că eu tot mă uit pe toate părțile să fiu sigur că nu ratez nimica. Oare o mai fi o chestie? Era mișto dacă făceau să se deschidă când dai de moneta aia când stânga, când dreapta. Era mișto. Dar oricum e mișto și așa. Interesantă casa lui Herobrine. Adică, uite ce chestie are Herobrine prin casă, ești nebun? What? Cine s-ar fi așteptat că Herobrine o să aibă niște... boluri, niște... Bine, oase mă așteptam să aibă în casă Herobrine. Dar pământ cu freză albastră nu mă așteptam să fie. Pământ cu freză albastră. Văd că e acolo o cameră secretă, dar până atunci vreau să mai mă uit și eu pe aici. Deci, basement, ăsta este subsolul. Ok, nu merge la subsolul momentan, pentru că vreau să văd pe aici dacă mai sunt alte chestii în afară de camera asta secretă pe care o descoperim acum. Alte chestii, alte chestii. Or fi chestii prinăuntru lavei? Gen să fie, nu știu, să chesturi sau nebunii din astea? Adică m-aș aștepta să găsim chestii din astea, ok? Bă, da, e confusing dacă stăm să o luăm așa, dude. Că sunt o grămadă chestii, aveți. Îmi place că, uite, că putem să spargem doar black concrete, ok. Deci asta este folositor pentru noi. În momentul în care, uite, avem probabil nevoie de ceva să spargem greful ăsta de aici. Doar că trebuie să ne întoarcem și să mergem probabil în subsol. În subsol unde parcă am văzut black concrete, dacă nu mă înșel. Adică parcă așa mi s-a părut. Ia.
Nu e Black Concrete, doar că e făcut... A, bă, da, uite, e și Black Concrete. Read message, ia să vedem. Stai puțin. Că văd că avem chestii pe aici, uite, un alt easter egg. Cu multe easter egg-uri, easter egg-ul numărul 2. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aici easter egg-ul 6. Ok. Ia, pe acolo, pe jos, pe sub astea, nu-i nimica. Prin astea ar trebui să fie ceva prin astea, mă, dar de ce are atâtea oase Herobrine? Ok, știu că este o entitate rea din Minecraft, dar în halul ăsta să omoare el, să păstreze oasele cadavrelor pe care le-a făcut. Ia uite-l pe ăsta aici. Veric. Uite acolo și acolo o chestie. Oh my god. Jack, as I write this, I'm on the verge of death. If anyone ever sees this place, please continue. My mission is to kill he. Misiunea lui ăsta a fost să-l omoare pe Herobrine. Uoleo. Ia să vedem pe aici ce se află. Ușa asta, din câte văd, nu putem să o deschidem, doar că mai avem niște chestii pe aici, pe marginile astea. Niște butoane pe care îmi doresc să le apăs, pentru că probabil ne vor ajuta mai încolo. Nu știu dacă ne ajută, dar ar fi bine să le apăsăm să fie. Read message. Ah, ok, ăla era. Alte chestii pe aici nu văd. Mamă, dar uite-te ce... Ce labirint e în casa lui Barbașanu, mă, ești nebun? Ce labirint e în casa lui Barbașanu? Ok, urcăm pe aici. Ia vezi, hopa, acolo sunt nimica. Mici aici, aparent. Țâc, țâc, țâc. Ok, bine să ținem minte ăla de acolo. Mamă, nici nu mai știu pe unde am fost, băieți. Sincer. Vreau să fiu sincer cu voi, eu m-am pierdut. De data asta e prima dată când mă pierd într-o din asta. Opa. Ia vezi că am găsit ceva. Chestii. Ok, acolo nu-i nimica. Pâc. Da, din păcate nu-i nimica. Deci în spatele la asta, din câte văd, nu este nimic. Bine, Martin. Ia, ne-am culcat aici, ne găsește ceva? Ne duce undeva, nu ne duce nicăieri, ok. Asta nu-i nimica, ia. Hopa. Ziua 2. Ce s-a întâmplat, bă? Ne-a teleportat. Oase curată în flash. Ia, mă pun și aici să... Să mi se pună spawn point-ul aici, nu de alta. Mamă. Am naujea de ăștia, bă. Naujea de ăștia. Stai că am în spate aici chestii. Bă, nu pot să sparg. Bă, amețez, băieți, gad. Uite-te cum se face asta. Ce troll. Gata, vere, ești nebun, că mă dorea capul. Un pickaxe care poate să spargă Cracked Deep Slate Bricks. Ok. Cracked Deep Slate Bricks. Mă gândesc că sunt astea din partea asta de aici. Mă gândesc eu. Cu creierașul meu de barbașan. Altceva, alte din astea nu văd să fie. A, stai că nu e bine. Că ăla de acolo văd că n-are bloc sub, gen jos acolo, știi? Adică asta nu e de la cracked. Asta e cracked aici. Ia să vedem, spargem și pe astea. Băi și fete, în curând o să avem merch. Deci, dacă încă vă uitați la videoclipul ăsta, vă anunț că în curând o să facem merch. Deci pregătiți-vă pentru tricouri Gani, penare, ghiozdane, chestii cu Gani, șapcă cu Gani, cu ce vreți voi. O să vedeți că o să fie foarte interesante. Am făcut niște design-uri foarte, foarte, foarte mișto. Uite, sub astea sunt chestii. Iron bar-uri. Ok, ăsta poate să spargă iron bar. Stai, nu, stai. Ăla de acolo e ceva, mă? E și el, dar nu pot să-l deschid pe ăla. Nu înțeleg de ce nu pot să-l deschid. Adică pot să-l deschid doar pe ăla de... Mă, ce vrei, mă? Da, pe ăla din stânga nu pot să-l deschid, aparent. Doar pe ăsta din dreapta. Ok, never mind. Puteți să spargem astea de aici, ok. Și să zic, băi și fete, că avem, efectiv, o să avem mărci. De când vreau să facem chestia asta și de-abia aștept să vedeți și voi. O să avem un mărci cu o inimă șmecheră de hardcore, cu o pisicuță șmecheră, o să avem și cu creeperi, o să fie mișto, o să fie un mărci foarte, foarte drăguț. Știi, nu e genul ăla de mărci care scrie numele pe el, scrie Gani și ăla e, știi, sau e poză cu caracterul meu din Minecraft. E ceva mai drăguț, care are legătură mai mult cu Minecraft decât cu... Știi, decât cu neapărat Gianni pe Minecraft cu Barbașanii. Că poate mulți dintre voi nu vreți neapărat
un mărci 100% care scrie pe el Garicus, știi? Și poate doriți un mărci care, nu știu, v-am spus, este ceva mai special cu Minecraft și chestii. Oricum, designurile sunt jmechere, designurile sunt foarte jmechere și de-abia aștept să vi le arăt și să facem, să vedeți și voi ce design, ce chestii avem pe acolo. Ok, avem o lopățoaică care sparge coarse dirt, ok. Ok. Deci sparge coarse dirt-ul. Deci am spart și ăsta de aici. Stai că ăsta l-am spart de aici. Bun, două secunde. Deci noi de aici am venit, practic. Ok, deci noi din chestia asta am venit. Ăsta de aici, dacă îl sparg, mă dă într-o parte sau e în aceeași parte, în aceeași zonă? Stai că eu vreau să încerc să elimin toate posibilitățile. Ok, nu. Deci se pare că nu e ăla de acolo. Ăsta de aici nu a fost descoperit de mine, parcă. Nu, e doar atâta. Bun. Cred că... Da, am ajuns aici din nou. Ia coarse dirt. Unde văzusem noi coarse dirt, băieți? Fac și-o casătenii din Minecraft. Unde văzusem noi coarse dirt, guys? E o întrebare chiar foarte bună. Știu că parcă am văzut pe undeva coarse dirt, mă, de asta zic că e pe undeva, parcă văzusem. Uite-l, mă, ești nebun. Aici era fratimiu. Ăsta era coarse dirt-ul. Și uite că sunt niște scări pe sub aici. Ok. Entitatea 303. Herobrine, Jason a ieșit și nu-l văd pe camere. Ok. Stai, ce? Unde este? Păi, trebuie să-l găsim. Trebuie să-l omorâm. Ok, cred că știu unde este. Urmărește-mă. Urmărește, mă rog. Vino după mine, ceva de genul, i-a zis. Herobrine, entitatea 303. Close the secret door. Închide ușa secretă. Wow, ușa secretă. Butoane. Cu chestii, ok, pe acolo. Ia, putem să trecem prin ăsta pe aici, se deschide ceva? Nu. Pe sub ăla pe acolo nu văd nimic. Ce zice aici? Jack a fost în mână, Martin, Tom, Andy, Carol, Sarah, Peter, Harry. Următorul target, Jason. Hopa, ce e aici? Vai, senzorii. Senzorii pe off, security pe off, venturile pe on. Ok. Deci este o cameră de securitate pe aici, pe care noi, cică, entitatea 303 și Herobrine sunt înapoi. Stai, ce? Toate camerele au fost dezactivate. Poți să le activăm acum? Nu. Poți să le activezi? Nu pot. Hei. Mama mea. Uoleo. Stai că noi cred că trebuie să mergem pe aici. Uite pe acile. Hâții. Hâții-țâții. Cum îmi place mie să mai zic. Hâții-țâții. Bă. Ia stai. Cam ajuns și ajungem în diferite din astea. Start. Parcurainu. Mama mea. Ok. Vai de capul meu. Vere, dar și ce putem să facem? Fraților, fiți enteră. Țâc. 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 Ceva de genul, I guess. Vai de capul meu. Da, cred că ceva de genul. Lasă se ducă și dăm din nou acum. Firar să fie. Lasă se facă, când dispare ăsta dau din nou pe buton. Ok. Dau din nou pe buton. Ce bun am fost. Ce e ăla de acolo? Ia vezi. Netherite Axe, efficiency 5, jungle plank și gravel. Ok. Pardon. Ok, dude. Jungle plank și Ok, am înțeles. Probabil trebuie să deschidem asta de aici, dar nu știu cum o să se deschidă la de acolo, dar o să vedem cum o să se deschidă. Doamne ajută să reușim să ieșim din chestia asta, că e giale. Stai 2 secunde să mă gândesc. Deci, pe aici aveam chestii pe care putem să intrăm pe undeva. Uite că putem să intrăm pe aici. Ăsta e un easter egg. Easter egg-ul 3-1. Ăsta a fost easter egg-ul cu numărul 1. Ok. Știam că trebuie să fie ceva secret pe acolo pe sub ăla. Ia să vedem acum. Mă, lasă-mă, mă, să ies. Gat. Deci, trebuie să mergem la gravel-ul ăla și la jungle planks. Plank-uri de jungle unde am văzut? Parcă
tot pe aici? Sau am visat? Uite, vedeți? Ăsta sparge. Bun. Hai să vedem. Ia vezi ce ne-a... Ce am găsit? Mama, asta e camera de tortură. Uite-i pe ăștia cum stau. Și au murit aici. Ia uite-i pe ăștia, bă, rândunelilor. Ia uite-i pe ăștia cum sunt puși de aici cu capetele. Bă, uite, mamă, puși ăștia aici nebunii. Vai de capul meu. Entitatea nul. Să nebunesc eu. Ia uite ce mișto este de Herobrine. Vai de capul meu. Clipește dacă ai probleme. Ok, ok. Hai să mergem mai departe pe aici, pe sus, prin spate. Ce avem pe aici? Blocuri, nu e nimic a distrus pe acolo. Bă, șmecheră harta, n-am ce zice. Șmecheră rău harta, n-am ce zice. Hai să mergem pe acolo, văd că mai e și în partea altă la fel. Mai sunt câteva chestii, dar că vreau să văd în partea asta. Ce zăpăcele avem, ia. Alo? Mă, nu vreau să ies din hartă, sincer, așa că o să stau pe aici. Țâc, țâc, țâc. Dacă ies din hartă de acolo, chiar că nu mai am cum să intru. Alo? Nothing here, lmao. Ok, dude. Wow. Hai să mergem în partea asta la altă, că în partea asta la altă, ia. S-a părut că am văzut ceva acolo. În partea asta la altă sunt chestiile. Țâc, țâc. Uite, acolo teoretic ar trebui să fie ceva. Și momentul adevărului, momentul adevărului. E ceva pe aici secret, dude? Refuz să cred că această cameră n-are nimica prin ea. Deci refuz să cred că această cameră n-ar avea nimica prin ea. De aceea trebuie să ne uităm pe fiecare din asta în parte. Să vedem dacă sunt chestii. Mă, dacă sunt puse astea pe aici, dude. Țic, 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 țic. Eu ce să le deschid pe toate, că poate, poate e ceva undeva ascuns. Adică mai mult ca sigur trebuie să fie ceva ascuns aici. Dacă nu, înseamnă că au făcut doar designul la podea. Da, e, cred că doar designul la podea. Ok. Păi și noi putem să facem chestia asta, să ajungem aici. Ok, poate să spargă glowstone. Glowstone care, evident că era aici. Ok, half. Half, ia să vedem. Andesite, ăsta sparge andesite. Ok. Up, down, jos, sus. La mijloc. Hă? Jos, sus, la mijloc. Ce, mă? Ne-am mai plimbat puțin pe aici și am văzut că în partea asta sunt niște din astea de... ia vezi. Granite, ok. Andesite, granite, andesite. Bă, o grămadă din astea. Herobrine's office. Ăsta este... ăsta lui Herobrine. Ok. Ia, ce se întâmplă? Ziua 3. The attic. Adică... zi... Coșciuc era să zic în puii mei. Ăsta, mă, de sus de tot. Cum se numește ăsta de sus de tot? Acoperișul sau ceva de genul. Sau nu, podul, mă, în puii mei. Nu mai știam să... Nu știu să mai vorbesc, băieți, ok. Podul. Ok, am ajuns la ziua 3, podul. Dar văd că podul a rămas închis și el. Dar s-a îmbătut în cap. Granite. Unde este ăla de granite? Jesus. Uite, mă, că am ajuns aici. Opa. Opa. Nu putem să le luăm, firar. Eu care vreau să le trag pe dreapta aici, nebun. Spiritul de român din mine. Românul adevărat din mine. Ești nebun? Zice, da, tată. Hai să le tragem pe dreapta. Nu degeaba sunt mimurile alea pe TikTok cu românii. Oh my god. Hai să vedem, hai să vedem aici ce, ce e pe aici. Nimic din câte văd. Ok, doar asta. Hopa. Firar să fie ce mă, ce mă fraierește. Ok, cum deschidem astea? Mijloc. Middle, up, down. Half. Uite, up, down. Băieți, aparent era în spatele chestului ăsta. Era un din ăsta care zicea lever powered through, down, up, up, down. Ar trebui jos, sus, sus. Jos, sus, sus. Jos. Și parcă mai aveam cartea. Sus, jos. Sus, jos. Du-te în puii mei, bă. Du-te în puii mei, bă. Uite-te și tu cât de Jesus, graniticus. Graniticus puternicus.
Graniticus, trebuie să spargem și cu Andesiticus acum. Mama mea, bă, dar a fost greu ăsta, mă, n-ai ce zice. Ăsta chiar a fost greu, sincer, chiar a fost destul de greuț. N-am ce să zic, dar îmi place să fie greu. Îmi place să fie greu să nu... Iată... Avem mai rămbarurile astea. Mamă, ne-am luat pickaxe-urile. Băieți, ne-am luat pickaxe-urile. Eu care vreau să mă laud acum, că vai să vezi ce facă, drec, haucă, maucă, mârcă, ia, mârcâr. Come back later, întoarce-te mai târziu, ok. Dacă tu zici puiul meu, ne luăm după tine și ne întoarcem mai târziu. Dar alte chestii pe aici, nu pare să fie altceva pe acilea. Așa că mergem pe aici pe jos. Rip Dad. A murit tatăl în 1288-2001. Monstru. Cine trăiește atâta? Cred că m-aș plictisi atâta timp. Sincer. Oh my god, yeah. Hop. Era ceva în spatele chestii astea? Nu, no, nu era nimic. Hopa, hai și noi jos pe aici. Să vedem ce chestii avem, nimic. Bun. Vent detector summons move. Shh. E în vent, nu-ți face griji. Nu o să găsească butonul și o să-l omorâm repede. Hopa. Butonelu, bambanelu, butonelu, bombonelu. Hopa. Butonelu, bombonelu. Unde-i, mă, vericule, mă? Uite-l. Butonelu, bombonelu. Hopa. Alo? Am ajuns aici. Find the button, găsește butonul. Nu-i pe mine, asta e clar. Ia. Nu. Deci am găsit butonul ăla de acolo. Ok. Nici aici. Ia vezi, nu. Nici pe ăsta, nici pe ăsta. Bun. Pe sub astea, pe aici, nu. Opa, bă, ce m-am speriat. Ăsta e buton. E un cârnat. Ia. Nici acolo nu-i buton. Mă, nu-i butonul. Butonicus. Asta sparge quartz dirt? Nu e quartz dirt ăla. Mă, pui mei, și dacă mor, ce se întâmplă? Unde, mă, butonul, mă, fraților, mă? Opa, mă, ce m-am speriat. Hop. Find the button. Aici, 100% aici trebuie să mergem. Uite unde era vere. Uite unde era. Efectiv era aici sus. Da, mă, ăsta era. Doamne. Vericule. De ce trebuie să fie atât de... De ce trebuie să fie atât de troll harta, vericule? Stai, unde era? Unde era asta? Pe aici trebuia să mergi... Stai, mă. Pe aici trebuia să mergem. Stați așa. Trebuie să mergem pe undeva pe aici, pe sus, să ne întoarcem... Că parcă zicea chestia come back later, dacă mai țineți minte. Zicea, la un moment dat zicea o chestie din aia să ne întoarcem acolo, era un sign. Și probabil trebuie să mergem pe acolo să ne uităm. Poate mai sunt chestii pe aici, uite. Alte chestii ascunse pe sus, pe aici, pe lângă astea. Nu prea văd eu ceva să mai fie ascuns prin părțile astea. Uite aici, come back later. See you later, alligator. Ne vedem mai târziu, aligatorule. Alte chestii, nu mai văd nimic pe aici. Ia? O fi pe aici, mă? Nu. Nu pare nici acolo. Sau au fost deschise chestii pe aici. Exit. Alte chestii ascunse pe... Uite acolo, parcă am văzut ceva. Uite un barrel acolo. Hopa. Ăsta sparge o torță de redstone. Ok, acolo avem lână. Asta e ieșirea, practic. Suntem foarte aproape de ieșire, oameni buni. Hint, found a barrel. Ok, am găsit barrelul aparent. Who is very good, who is very good hidden. Very nice. Dar pe aici nu mai e nimic altceva. Și ăsta sparge o torță de redstone. Care, nu știu unde-i torța. Ia vezi că s-a deschis și aici o chestie. Polished blackstone. Ok. Polished blackstone. Era pe aici ceva?
Nu știu, mă duc, știu unde ar trebui să mă, știți unde ar trebui să mă duc? Ar trebui să mă duc în subsolul ăla de acolo, dacă mai știți. Nu aici, nu aici, nu aici. La subsol acolo, unde era foarte mult Blackstone și chestii. Undeva pe aici, dacă nu, sau nu, uite aici, uite, uite, uite aici, uite aici. Știu că aici era foarte, foarte mult Blackstone, dar, mamă, verești de mână, a rămas și fără mâncare. Vai de capul meu. Uite aici. Bun, hai să vedem ce se întâmplă de aici. Nasol cu mâncarea asta, sincer. Hello! Iară vocea misterioasă. Cine a spus asta? Alo? Sunt eu, Jack. Dar ai murit. Da, sunt mort, dar nu și sufletul meu. Herobrine m-a omorât și mi-a luat sufletul. Acum sufletul meu este blocat în această cameră pentru, mă rog, cu alte milioane de suflete care nu poate să plece. Diavolul ăla nebun. Dumnezeule mare, deci vrei să scap de aici? Vrei să scap de aici și acum sunt speriat. Mă rog, zic eu că speriat. Nu, n-ai cum să scapi. Te rog, ajută-mă, ok. O să deschid o ușă pentru tine. Du-te, go and found the shears. Good luck. A, uite aici, lol. Soul prison. Vai, ma. Eu asta mă întreb, dacă eu mor în momentul de față, ce se întâmplă? Haide, vericule. Bagă-mă aici, bagă-mă aici. Mamă, da. Chiar trebuia făcut cu din ăsta, măi? Uite-te și tu. Doamne, ferește. Bun. Stai așa. Bun. Mama mea. Bun. Stai să-mi dau seama. Cred că aici mai bine. Aici. Bun. Good job. Now be careful. Everything can kill you. Orice poate să te omoare. Ok. Super. Orice te poate omoră. Stai, deci ăsta de aici e ok. Dacă merge cu spatele. Mă, ce Dumnezeu. Cred că pe aici, nu? Au, au. Păi și cum, vere? A, pe astea, ok. Bun. Firar să fie. Deci trebuie să mergem așa. Țâc, țâc, țâc. Țâc. Avem paste aici. Da, nu știu dacă ne-au ajutat cu ceva astea, sincer. De ce să vă mint? Nu acolo. Mama mea. Stai să mamă, ești nebun? Stai să-mi dau seama care e șmecheria aici. Că sigur e o șmecherie bun. Hai că da. Sau ne uităm la chestiile din tavan, fraților. Fiți antenă. Ete flășc, cum îmi place mie să mai zic. Ete flășc în puii mei. Așa. Bun. Deci ăsta de aici am. Ete puii mei. Joc-o pe asta. Joc-o pe asta. Ete puii mei. Bă, frate, dar cum e aici, mă, frate? Că n-are nicio logică, efectiv. N-are nicio logică. Na, ia vezi. Ce logică e asta? Du-te pe acolo, întoarce-te pe acolo. Sar pe dincolo. Mamă, ferește, mă. Aici nu e nimica. O să încerc să deschid ușa asta proastă. Ok, ăștia de aici nu fac nicio treabă. Asta nu face nimic, aparent. Haide, veric. Deschide ușa, veric. Peric. Deschide bă ușa. Efectiv nu vrea să ne deschidă ușa, ești nebun. Uite de și tu, am rămas blocați aici pentru totdeauna casa lui Herobrine. Aparent era un chest aici, băieți. Doamne. Deci era un chest acolo. Super. Cu o manetă simplă. Ok. Stai că aici am învățat. Era așa. Așa. Puii mei. Eu nu mai știu acum. Stai că aici veneam așa, ceva de genul, țâc, 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 țâc. Wow! Uite, shears, cu phone screwdriver, off, traps off. Niște manete, niște butoane. Și cam ăla e. Deci trebuie să mergem, bă, nu mai vreau în partea asta. Vreau să mă duc înapoi.
ca să mergem acolo la ieșire cum ar veni. Deci noi trebuie să ne ducem la ieșire acum din nou. Ca să... Mau, deci efectiv toată harta a fost du-te, întoarce, vezi acolo, întoarce-te de dincolo. Vezi de dincolo că ai nu știu ce de luat, vezi că din și din partea aia altul ai de luat nu știu ce. Deci numai așa a fost toată harta, frate. Deci numai așa a fost un du-te vino continuu. Stai că nici pe aici nu trebuie să merg, efectiv. Totul ca să ajungem aici, băieți. Să spargem ăsta și să vedem ce se întâmplă pe aici. Probabil ne batem cu Herobrine la final sau? Uite un pickaxe care endstone. Sparge endstone, nu poate să fie pus pe sand. De ce vere? Că sunt prea multe chestii, dude. Uite-te câte chestii. Mama mea, sunt foarte multe chestii pe care le ai aici și uite-te. La fel, ai intrat, ai luat ceva și uite, endstone. Sparge endstone-ul. Nisip. Te duci la nisip, pui butonul pe nisip și apeși. Aici vii jos, te uiți, găsești chestii. La fel, altă zonă în care te uiți și vezi ce poți să-ți mai dea. Cut stone. Cut sandstone. Asta, acum sparge sandstone-ul. Care aici sus nu mai e sandstone. Trebuie în altă parte sandstone-ul. Mamă, vere, a fost... E mișto harta, dar foarte complexă din perspectiva asta. Că du-te, vino, întoarce-te. Unde am văzut eu sandstone? Că acum trebuie să mă uit iar pe toată harta, pentru că nu mai țin minte unde a fost sandstone-ul. Și aparent aici mai era și un buton. Care nu știu ce făcea și butonul ăla. Efect, ia, ne-a blocat aici. Joc cu asta. Ne-a blocat aici. Stai că avem ăsta. Care dacă îl sparg, deschide astea. Wow, asta era ieșirea, băieți. Nu pot să cred. Refuz să cred că asta e efectiv ieșirea. Emergency lockdown. Bă! Ce am făcut? Nu știu. Aud pași. Hopa. Vine Herobrine, băieți. E ok, stai o secundă. Do you remember that screwdriver? Use it. Screwdriver. Wow. Să spargem cu ușa. Să spargem ușa cu screwdriver-ul. Adică cu chestia asta. Dude, efectiv, frate. Efectiv. Băi, mișto harta, dar dacă nu luam asta, ce făceam acum? Asta e chestia, că a fost foarte mult du-te vino, știi, n-a avut o linearitate, a fost destul de haotic făcută treaba cu du-te vino, întoarce-te, dezîntoarce-te, fă aia, drege aia, ia aia de acolo, vezi că, mama mea, a fost doar un vis, vai, oh, it was just a dream, that's my bedroom, oh, thanks God, Herobrine, eu n-am fost un vis. Mulțumesc, bai 2, follow Ganicus 96. Mersi foarte mult, dude. Mersi foarte mult de hartă. Singura chestie, bă, mi-a plăcut harta. Sper că v-a plăcut și vouă, băi și fete. Dar singura chestie, frate, care mi se pare așa, a fost că foarte, foarte haotic. Gen, du-te, vino, întoarce-te, du-te, ia ăla de acolo, de atât. Adică, la un moment dat, chiar nu mai știam pe unde să mai mă duc și ce să mai fac, ce să mai iau, de unde să mai iau, efectiv. Dar oricum, foarte mișto harta. Mulțumesc foarte mult. Cam asta v-a scris până ne vedem și ne auzim data viitoare, băieți. Dacă vreți să ne trimiteți hărți, aveți link în descriere. Follow pe Instagram, thata.ganicus, follow pe TikTok, thata.ganicus și da, ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!